Salut, Zilinca, și astăzi o să aflați sau aflăm ce nu suport eu la iubitul meu, Madalin, și ce nu suportă el la mine. Ideea e că am văzut trendul ăsta pe TikTok, doar că pe TikTok îi zicea gen icurile mele față de, și gen erau prieteni sau cupluri și spuneau icurile față unul de celălalt. Bun, vrei să începi tu sau să încep eu? Să facem piatră, fie foarte hai. Piatră, fie. Eu încep. Da. Pe mine mă enervează când îți muști unghiile și te plângi că se ia de tine Mirabela, deși ți-o faci cu mâna ta. Tu nu înțelegi. Uită, uită, ieri ți le-ai făcut, să... ce asta? De ce nu ți-ai uită? Aia a fost... Nu, nu pot... Ieri și-au făcut unghiile astea frumoase de Crăciun și deja ai... Nu e, e întreagă. Nu aproape. Se observă de la depărtare. Dar ce ai făcut? Ai făcut așa? Adică și tu-ți rozi unghiile, ce naiba zici? Că te iei de păi mine. Păi da, eu le rod, dar eu după aia nu mă plâng, că mă duc la mani. Da, eu... Disclaimer, nu am zis cuvântul mani în viața vieților mele. Efectiv. Nu mă plâng, doar mă simt prost, că eu știu că fac treaba asta, o fac de când mă știu, da, că dar nu tu să spui... fac timpul. Da. Of, oare ce îmi spune Mirabela că da, le-am făcut? Da, te plângi. Prost. Nu mă plâng. Ba, e plâns. Nu, dar mă simt prost pentru că... Mă simt prost pentru că e așa drăguță și mereu mi le face perfecte, chiar dacă nu are nicio siguranță se că plânge. Eu să vin cu hai, ele next, întregi. Next, hai, zi. Lungim subiectul. Când dormi efectiv pe diagonală. Deci, patul nostru nici măcar nu e un pat atât de mare și el se plânge că eu fur pătura. Da, mă, dar eu nu fur spațiul din pat. Bun. Deci, stai... Când, dacă vrei, bun, dar vreau să dormi, să și eu ceva neapărarea mea, pentru că eu am zis un lucru și după aia ai început tu să... Nu, 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 nu există. Mă, nu stă așa. Nu există, deci ea, eu am început un lucru și după aia s-a băgat, așa că eu am început un lucru, mă bag și eu. Da, poate dorm pe tot patul, dar eu nu dorm pe tot patul cu corpul. Eu dorm așa, foarte așa. Exact, cărcănat. E o problemă. Avem patul mic. Când te plângi de unele lucruri și efectiv nu ai de ce. Am și eu una din asta legată de plânsul meu. Pentru că, uite, o să spun acum, era mult mai târziu, dar o să spun acum ca să înțelegi, da? Când încerc să mă plâng de ceva și imediat încerc să găsesc rezolvare, în loc să mă las să mă plâng. Deci eu vreau doar să mă plâng pentru că așa mă fac eu să mă simt mai bine. Eu nu trebuie să urlu, nu, pur și simplu vreau să mă plâng, că mă enervează aia, aha, și vreau să mă ascult, că nu pot să mă plâng singură. N-am cum să mă plâng, nu știu, zic lui Blid. Vreau să mă ascult, nu vreau să-mi zici nimic, că n-ai ce să rezolvi. Nu-i treaba ta să rezolvi. N-am pur bine. Și simplu, vreau să mă ascult. E dreptul meu să mă plâng. Te voi lăsa să vorbești atunci. Când plângi că nu te mai iubește pisicul. Asta s-a întâmplat o singură dată. M-a enervat aseară. Dar n-ar trebui să te enervezi, ar trebui să mă consolezi. Păi și ce să te consolezi? Că el, în ultima vreme, da, ok, a fost și iubitor, dar în ultimele câteva săptămâni deja n-a mai fost atât de iubitor și ea s-a pus să plângă aseară că nu mai iubește Blid. Păi normal, e pisică. Nu e normal, asta mi-e teamă să nu fie ceva greșit cu el, dacă e bolnav. Oare de acolo a luat o razna și o să sară la gâtul nostru? Se uită fix în ochii noștri în acest moment. No. Nu, ai mei s-au uitat. Dar mai devreme ne-am iubit, a dormit pe mine cred că jumătate de oră sau nu jucă. Păi înseamnă că te iubește, probabil are chef de joacă uneori. Dar are jucării. Când mă întreb dacă ești gras. Da, sunt. Nu, și dacă e, nu ești, în primul rând, odată ce ai avut 106 kg, realizezi că dacă nu mai ai 106 kg sau aproape 106 kg, nu mai ești gras sau la fel de gras precum erai. Și când mă întrebi pe mine, e ca și cum, ce-i vrea să-ți spun? Că dacă... Da, ești gras, du-te la sală, fă ceva cu viața și ta. Și vrei să te faci să te simți prost, că eu, vezi, dacă e după mine, tu nu ești gras. Așa. Înțelegi? Dar din capul tău ești oricum. Da, odată ce ai fost gras, o să ai sechile toată viața că ești gras. Nu, da, e foarte nervant, că ce ar trebui să zic când nu știu, că dacă mi-ai zice ceva rău, că da, ești gras, du-te la sală, m-aș ataca. Dacă exact. Mi zici că nu mă mulțumesc. Exact! Mă enervează la tine când te trezești dimineața și începi să înjuri viața. Se întâmplă rar. Dar și când se întâmplă, se întâmplă. Bă, știi... Nu-i vorba aia degeaba cu te trezești cu fața la cearșaf? Da, uneori se trezește rău sau nu-mi convine mie ceva, zic ce faci? După eu zic, dar ce fac? Da, ok, se întâmplă, da. Nu, am drept. Oricum, eu, spre deosebire de tine, mie îmi trece mult mai repede. Mie nu-mi trece. Ție nu-ți trece. Tu dacă te trezești prost, ești prost o săptămână. Da? Faptul că-ți uiți lucrurile constant. E enervant sau deja te-ai obișnuit?
M-am obișnuit, dar tot e nervant, mai ales când tu îți uiți lucrurile tale și mă pui pe mine și mă întreb unde e ăla? Și eu zic, de unde ar trebui să știu că unde ție? Pentru că tu ar trebui să știi tot. Păi știu tot ce? Da, da, o vreme ai știut tot, mereu. Acum, în ultima vreme, ai rămas și tu mai așa, mai... Păi am obosit. Inactivă. Am obosit. Da, gen, cum ar trebui să știu unde sunt lucrurile tale? Știu când, de exemplu, mergem undeva și tu nu ai geantă și îți țin eu lucrurile. Atunci, da, știu. Dar de unde ar trebui să știu? În rest? Nu știu. Pe mine mă enervează la tine când încerc să adorm și nu-ți dai seama că trebuie să dai TV-ul mai încet, chiar dacă eu ar trebui să zic să o faci, dar nu-l dai încet. Asta s-a întâmplat, mereu se întâmplă asta destul de des, ce-i drept, îmi pare rău, dar mereu îl dau mai încet după și asta s-a întâmplat astăzi și să înțelegi că ce nu l-am dat mai încet. În pana mea, tu una, mașina de spălat la ușă, că uțca hainele și am dat eu drumul la televizor la volumul 20, era rămas, nu l-am dat eu mai tare, pur și simplu a rămas la ăla și mă sună. Dă televizorul mai încet. Păi da, pentru că e un white noise pentru mine, probabil mașina de spălat, uscătorul și restul. Da, dar aia face atât de urât, gen... Nu, e problema mașina de spălat, că tună și a noastră efectiv se deplasează. Deci de când ne-am mutat aici și de când o folosim, cred că s-a deplasat centimetri mulți, buni. Și o face constant. Păi probabil dacă nu-mi puneam înapoi, era pe bucătărie. Atunci când suntem mai mulți, gen, nu știu, suntem la zbâr, da? Uh-huh. Și noi vorbim despre ceva gen toți. Dar tu nu știu ce n-ai mai faci și nu ești atent și după ești gen, ce? Și trebuie să stăm să-ți povestim toată conversația. Pentru că ești, efectiv, zone out. Adică... știu că se întâmplă mereu și des la chestia asta. Foarte facin. Unde că fost? Eu vă aud că vorbiți non-stop, non-stop, non-stop și la un moment dat zic să vă spun și pe voi. Și după aia încep să fiu curios. Dar noi vorbeam gen chestii în care am început și de la tine sau nu știu. Așa începem o conversație cu toții și tu parte din conversația și după efectiv zici că devii... invizibil în conversație. Dau logout. Efectiv, dai logout la conversație, tu ești tot acolo, dar nu mai asculti și nu mai ai parte și după te treziști, intri din nou și gen, ce? Mă enervează la tine că mănânci mereu același fel de mâncare. Uneori, paste. Da, mereu mănânc același fel de mâncare, ce-i drept. Dar eu zic că ar trebui să o iei ca pe ceva bun, că dacă cumva vrei să faci un gest frumos, nu știu, cumva ești tu în oraș și vrei să ții de mâncare, să te duci acasă și vrei să vin ceva să-mi faci surpriză. Îți iau paste. Exact! Plus că nu te deranjezi, de ce e enervant? Că aș vrea să mănânc și tu mai multe chestii. Nu-mi plac, adică îmi plac, dar vezi, mie îmi plac anumite chestii gen în afară de paste, pe care ori nu pot să le cumpăr, ori mi-e lene să le fac. Prin urmare, nu le mănânc. Faptul că eu îți trimit TikTok-uri și tu nu le vezi. Dar dacă eu nu văd ce mi-ai trimis tu, efectiv cu telefonul să mi-l bagi așa în față, ai văzut? Ai văzut și eu le-am văzut? Eu le văd pe toate. Sau după dacă te întreb, hei, ai văzut TikTok-ul ăla? Și cumva, printr-o minune, tu l-ai văzut? Zici, da, l-am văzut, dar tu n-ai dat like la el. Eu cum ar trebui să știu că tu l-ai văzut dacă nu i-ai dat like? Uite, încă un lucru care e destul de similar cu ăla de dinainte, dar e pe altă parte, gen. Când nu mănânci, mă enervezi. Mai are zile când nu mănâncă deloc. Tu și mama e. Și mama e se enervează pe mine pe treaba asta. Păi așa sunt pa. Eu am învățat să mănânc când mi-e foame. Și dacă nu mi-e foame, nu mănânc. Ok. Că tu... tu așa. Zici că vrei să te umpli de tatuaje și de când îți zic eu că vreau să mă umplu, deși niciodată nu m-aș umple de tatuajele la modul la care te umpli, tu zici... Nu! Cum să faci așa ceva? Dar tu, efectiv, doamne, așa și efectiv tremuri și vreau să mă umplu de tatuaje. N-am mai vrut de mult timp. N-am mai vrut de mult timp, sincer. Nu, da. Mă enervează că... Cum adică eu nu am... Cum adică să nu fac? Plus că am toate tatuajele mele, sunt mai frumoase decât toate tatuajele tale. Tu ai 3 tatuaje faine. Prin și... urmare, nu pot să-mi spun că el mai bagă și argumentul ăsta că... Da, mă, nu te crepi, că poate regreți. Tu ai făcut de la 14 ani, ai tatuaje, de la 14 ani! Da, aproape 9 ani. Efectiv. Sau poate dacă nu, chiar 9. Astăzi m-ai enervat când ai dat cu prea mult parfum să văd cum miroase, deși știu cum miroase. Dar nu am dat pe tine, am dat pe mine și după ți-am făcut așa că așteptam să-mi spui un compliment pentru că mie mi se pare super fain parfumul ăla. Mie, ce frumos miroși, sau cum? Da, mereu mă bucur, e efectiv cel mai frumos compliment pe care îl pot primi. Nu te complimentez pe tine.
Și când îți zic în fiecare zi ce frumoasă ești, nu-i compliment frumos. Ba da, da, iubesc când mi se spune că miros frumos. Când pui anumite chestii în frigider în alt loc față de unde le-ai luat. De ce eu am chestia asta? Bă, mie îmi place să fie puse. Nu avem așa multe chestii în frigider, nu vă imaginați. Frigiderul nostru e foarte sexy în general. Sunt curioasă cum se vede piciorul ție acolo. Nu, nu se vede, e ok. Dar eu am chestia asta, bă, pe raftul de jos, pe cel mai de jos raft, pun borcanele. Borcane de murături, borcane de orice. Avem unele borcane mai mici pe care le-am pe ușă. Dar tu uneori mai, că tu folosești, tu mănânci din borcanele alea. Eu nu prea mănânc din borcane. Și tu iei, îl scoți, mănânci și îl pui la loc, nu știu, pe primul raft de sus. Și arată groaznic. Da? Da, e ca și cum. Da. Nu știu, nu se asortează. Trebuie să-l pui lângă frații lui. Mă enervează la tine când mă iei în brațe și mă iei gen de burtă sau de colaci. Fac asta foarte rar și o fac, eu, this is my sense of humor, așa râd eu și nu râd de tine, pur și simplu mi se pare cute. Deci, da, de colaci ăștia, de pighele alea, știți, colăcei, toți avem aproape colăcei. Nu mai ai colaci. Când te întreb la mișto dacă să mă fac blondă și eu zic da. Da, efectiv, așa te-am cucerit cu acest păr. Da. De ce ai vrea să fiu blondă? Păi să văd cum ai fi. Păi mai văzut, așa mai cunoscut. Păi se pare că era mai crescut și s-a mai schimbat fizionomia. Nu, e de la păr. Da? Părul face treaba asta. Nu, păi atunci nu știu. Răspunsul e nu. Când îmi muți lucrurile și nu le mai găsesc. Eu nu smut lucrurile, doar ți le pun la loc. Gen, dacă tu zași șosetele pe jos, de exemplu, și eu ți le pun în coșul de lucru. Nu le las atât de des jos, lasă-mă. Ai început să le lași în fiecare seară. Păi da, pentru că intru în pat cu șosete, pentru că e frig și este rece podeaua. Și când intru sub pătură, mie nu-mi place să am sub pătură șosete. Știu. Și le dau jos și le las acolo. Și ce de ce de dimineață nu le duci la loc? Că probabil lui. Sau, uite, îți lași ghiozdanul de sală în mijlocul aici, ți-l pui aici în mijloc și eu ți-l pun. Pun, știi tu unde îl pun? Îl pun undeva, într-un colț. Uh-huh. Pur și simplu îl pun la loc dacă... Sau îți lași unor, te dezbraci... Asta iarăși altă chestie. Bă, te dezbraci și aici. Că zici că n-avem o oglindă de 3 ori mai mare dormitor decât asta de aici de pe hol. Și îți lași hainele aici. Eu am terminat. Eu mai am o chestie. Când sunt în pat... și mă întreb dacă mai ai apă. Efectiv. Și eu sunt pe partea mea de pat. Eu sunt pe dreapta, el e pe stânga. Dacă și chestia asta e o chestie foarte relevantă, că nu mă lasă să dorm pe stânga. Eu care cred că toată viața mea am dormit eu pe ți-am oferit acum câteva zile locul și ai spus nu. Da, pentru că acum am făcut o noptieră acolo. Nu, problema ta. Nu, da, ideea e că whatever, gen. Și mă întreabă el pe mine înainte să vină în dormitor, mai am apă și ar trebui din poziția mea din pat să mă ridic, să mă plec și să mă uit efectiv și să o spune, nu spui dacă mai ai, întreb dacă mai avem apă, când eu am apuția mea că eu beau super puțin apă, nici nu beau apă noaptea, foarte rar. Și îi zic, păi tu știi că tu bei apă și nu că e bolo, eu pentru amândoi, dar eu efectiv aproape niciodată nu beau apă noaptea și mai ales să-ți ceri ție. Doar dacă nu știu, când am fost, când nu suntem acasă, dacă suntem la un hotel sau suntem undeva. Gata? Da. Ok. Bă, eu sper că v-a plăcut. Mi s-a părut foarte faniție, nu? Da. Da, mi-a plăcut. Măcar acum știu că te enervezi când îți zic mai avem apă. Da, ți-am mai zis de 1000 de Măi, și cam asta am fost tot, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați-ați un like videoclipului, un share prietenilor vă și fiindcă asta m-a ajutat foarte mult. Și mai ales abonați la canalul meu, asta a fost și ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa!